Preamărit să fie Domnul. Amin. Preubitul frate a pus în fața noastră cuvântul Domnului și cuvântul unui fariseu. Cuvântul Domnului, care este un învățător venit din cer, și cuvântul unui fariseu, care era învățătorul lui Israel. Cu un alt cuvânt, el era cel mai mare pentru școlile evreiești din timpul acela. Un fel de decan de facultate. Domnul Iisus Hristos spune, tu ești învățătorul lui Israel. Deci, tot Israelul primea învățătură de la el. Și, din sub mâna lui, ieșau școlață pentru evrei. Stau față în față acum doi inși. Unul din cer, unul de pe pământ. Și noi, în seara aceasta, stăm la fel, față în față, cu unul din cer și noi pământeni. Mărit să fie Domnul! Amin. Cel din cer se prezintă în seara aceasta, în fața noastră, prin cuvântul rostit de El, pe care ați auzit că l-a citit pe iubitul frate Iosif, spre învățătura noastră. Ați auzit cum s-a rostit cuvântul acesta în fața noastră? Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Aceasta a fost început de dialog. Nu știm ce a vrut să mai zică Nicodim, că nu i s-a gătat fraza. El avea probabil multe de a spune, dar învățătorul din cer nu avea timp să asculte povești, ci el vroia să predea ce avea de predat. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Lucru mare. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. În capitolul 8 la Matei, avem iarăși acolo un caz când Domnul Iisus vorbește tot cu unii de teapa asta și Domnul le răspunde cu cuvinte înțelepte, aducându-i la legea lor. Unul, tot din înmarea lui Israel, vede că Domnul a răspuns frumos, bine și că le-a stupat gura. Și atunci se adresează către Iisus Hristos. Bine ai vorbit, învățătorule! Dar el era de anterior. Numai inima nu era ca lui alți. Și Domnul Iisus știe ce îi spune la ăsta. Care știe?
tu nu ești departe de împărăție. Aici ne spune, dacă un om nu se naște din nou, nu poate nici să vadă împărăția. Ce interesant! Oare dacă am luat așa pe rând băieți, fete, surori, frați, mai bătrâni, le-ai putea spune, tu ești în împărăție? Sau n-ai putea să le spui la unii, tu ești în împărăție? Noi venim cu toții la adunare. Aici formăm biserica. Sau adunarea bisericii. Între noi, sigur, sunt persoane care sunt în împărăție, dar sunt persoane care sunt numai aproape de împărăție și n-au ajuns în împărăție. Cum i-a zis Iisus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar ce este împărăția lui Dumnezeu, ca să vedem dacă suntem aproape sau dacă suntem în ea? Căci aceasta ne va dovedi dacă suntem născuți din nou. Că aici cuvântul s-a referit la asta, la nașterea din nou. Și dacă cineva e născut din nou, ăla este în împărăție. Sau că împărăția lui Dumnezeu e în inima lui. Că așa mai zis Iisus, împărăția lui Dumnezeu e în inimile voastre. Acum să ne orientăm un pic. Ce înseamnă împărăție? Împărăția lui Dumnezeu nu este. Ce? Mâncare. Avem mâncare. Din belșug, nu? Slavă Domnului! O ciurbiță la care place, după aia felul 2, după aia și ceva felul 3, și apoi un desert, și apoi fructe, și apoi sucuri. Avem mâncare. Dar împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare. Împărăția lui Dumnezeu este postul și rugăciunea mai mult decât mâncare. Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare. Împărăția lui Dumnezeu nu e băutură. Dar avem și din alea, slavă Domnului. Unii mai consumă și ce nu trebuie. Am întâlnit familii care au pus la masă bere. Ce păcat că bea un pahar de bere. Dar am întâlnit pe alții care, fără nicio fel de eschivare, au pus la masă vin. Pe ce dacă bea un pahar de vin? Dar împărăția lui Dumnezeu nu-i băutură. Noi avem aici de toate, dar nu înseamnă asta împărăție. Împărăția lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, ce este? Neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? Aduceți-vă aminte de Oșeni, când se certa doi la oaltă. Măi, Vase, măi, vrei să stai o bucată din prihana ta? Adică la mațe, la murdărie, îi zice prihană. Dar împărăția lui Dumnezeu este neprihană, neprihănire. Adică nimic spurcat, nimic necurat, nimic pătat.
nimic ce miroasă urât. Împărăția lui Dumnezeu este întâi și întâi neprihănire. La capitolul neprihănire trebuie să începem cu copilașii. Copilașii trebuie crescuți într-o stare de neprihănire. Dar ca să crești un copil în stare de neprihănire, trebuie să fie mama într-o stare de neprihănire. Trebuie să fie tata într-o stare de neprihănire. Mărească-se numele Domnului. Amin. Și dacă mama și tata sunt într-o stare de neprihănire, copilul va crește într-o stare de neprihănire. Am văzut copii la 7-8 ani în stare să ție o predică, îmbujorați la față, cu lacrimi pe ochi, la rugăciune, stând în genunchi cu mâinile ridicate sau împreunate și se ruga de așa curgea lacrimile. Am văzut chiar tineretul unei adunări, când i-am întrebat dacă cineva dorește ca să stăruiască după Duhul Sfânt, au ieșit în față vreo 40. Dar între ei au fost și copii de 7, 8, 9 ani. Și când a început rugăciunea, în special domnișoarele, na, mai timide, punea mâinile așa și se ruga să n-audă nimeni. Băi, aia nu-i rugăciune, nu-i stăruință după Duhul Sfânt. Așa te rogi când te culci acolo, pe dunga patului, să nu deranjezi pe alții. Aici, roagă-te tare, mă! Că aici e izvorul ălui ce strigă. Dacă nu strigi, nu se deschide stânca. Dacă nu ceri cu tărie și cu toată inima, nu curge izvorul. Roagă-te tare, mai mișcam pe câte unii. A început o rugăciune în flăcăreață. N-am avut timp să stau până la gata. Am plecat pentru altă biserică, că ei au fost între biserici. După plecarea mea, o oră jumătate, niște frați bătrâni și lideri de tineret să plimbați între ei. Opriți-vă, măi, destul! Opriți-vă, măi, destul! Niște bătrâni strigați de acolo, mă, nu-i bine cu ăștia, mă. Nu-i bine cu ăștia. Dar ei se rugau, mă, așa pocneam pe podea jos lacrimile din ochi. De la fete, de la băieți, de la copii de 7-8 ani. Toți cu mâinile pe sus, toți plângând, toți strigau. Păi sigur că atunci acolo se vede oarecum o stare de neprihănire, o stare de educare, o stare de învățare de la părinți la copii. Uitați-vă dumneavoastră la copiii dumneavoastră. Dacă de 7-8 ani se roagă, când se roagă frață. Dacă sunt de 12, de 14 ani, se roagă când se roagă frață. Uitați-vă! Cântă când cântă frață. Că dacă nu știe să se roage, tata și mama-i vina. Dacă nu știe să cânte când cântă biserica, tata și mama-i vina. De acasă pleacă toate acestea. Când familia e de neprihănire plină, copiii sunt plini de neprihănire, biserica e plină, toți sunt neprihăniți. Împărăția lui Dumnezeu întâi și întâi e neprihănire. Dar dacă nu te naști din nou,
Tu nu poți vedea așa ceva, nici în adunare, nici în casa ta, nici în inima ta. Tu trebuie să te naști din nou, slăvit să fie Domnul. Ați văzut ce zice Domnul Iisus? Adevărat, adevărat îți spun. Asta este o sintagmă. Și Evanghelia lui Ioan o folosește de multe ori. Peste 20 de ori. Dar ce însemna aceasta în cadrul convorbirii dintre cei doi învățați? Învățații lui Israel, când intra la clasă, el trebuia să pronunțe cuvântul ăsta. Mai mult era scris amin. Dar ei nu știu exact cum îl pronunța, dar se potrivea la amin, la așa să fie sau adevărat. Și atunci, toți elevii, cum ați văzut aici, pe frații de la fanfară sau pe tineretul care era aici, când a venit în fața lui cei ce i-au educat, a făcut un semn, toți au dus mâinile cu instrumentul la gură sau au pus mâna pe arcuș sau pe chitară, un singur semn. Așa era la ei. Dar dacă zicea de două ori același cuvânt, atunci știe că de acolo el va trebui să dea examen, va fi întrebat într-o zi la examen de lecția pe care o primește. Și Domnul Iisus, știind ravele învățătorilor evreiești, că cel mai mare din învățătorii întregului Israel, îl întâmpină cu aceasta. Adevărat, adevărat îți spun. Imediat în mintea lui să face un ocol mare. Păi, însemnează că eu într-o zi voi fi întrebat de lecția asta care o țin și care o ține cu mine Iisus. Și dumneavoastră toți, mici și mari, într-o zi veți fi întrebați de lecția aceasta. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția. Și împărăția nu-i mâncare, nu-i beutură. Împărăția-i neprihănire de care am vorbit. Împărăția-i pace. Ai tu pace? Inima ta-i plină de pace? Casa ta-i plină de pace? Între tine, nevastă și soț, îi pace? Între părinți și copii îi pace? Între tinereți și bătrâni îi pace? Dacă vii la adunare, tu vii plin de pace? Să vii cu gândul să pescuiești ce nu-ți place și la urmă să faci un tărăboi din toate astea? Dacă așa ai venit cu un gând din ăsta, tu nu ești nici măcar aproape de împărăție. Tu ești departe de împărăție. Împărăția lui Dumnezeu e neprihănire și pace. Tu trebuie să ai pace în inima ta. Cum cântăm noi o cântare? Să ai pace, să ai pace. Când cei din jur te vor privi cu pacea ta, ce s-a întâmplat? De ce stare să auzi și eu? Îi vei uimi să ai pace. Ce minunat a strigat Duhul Sfânt prin poetul ăsta și ne face să cântăm, dar de multe ori cântăm și nu intră la cap. Să ai pace, că dacă ai pace în tine, ai pace în familie, ai pace cu cei cu care te adun la oaltă, tu atunci numai ceva îți mai lipsește,
dar tu ești aici, ești la ușă, ești aproape. Și așa a zis Iisus către ăla, tu nu ești departe de împărăție. Dar ce păcat, că nu era în ea. Și acum ca să intri în ea, tu trebuie să ai și o bucurie în Duhul Sfânt. După ce trăiești o viață de neprihănire, o viață plină de pace și răspândești în jurul tău neprihănire și pace, atunci trebuie să mai ai și bucuria în Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul! Dar dacă nu te naști din nou, nu poți să le vezi pe astea. Că omul nenăscut din nou sămânie, omul nenăscut din nou face scandal, omul nenăscut din nou bagă de vină, omul nenăscut din nou e nemulțumit, omul nenăscut din nou e cârtitor și el nu e în împărăție. El vine în adunare, dar el nu e în împărăție. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu în pustie, după ce au ieșit din Egipt, întâi a nimicit pe cei care au cârtit, care n-au avut pace, care n-au fost mulțumiți, n-au fost mulțumiți de Aron, n-au fost mulțumiți de Moise, n-au fost mulțumiți de Maria care cânta și înveselea. N-au fost mulțumiți de mana pe care o primeau. Ei nu erau mulțumiți. Și pentru aia Dumnezeu nu i-a îngăduit să meargă mai departe. I-au omorât prin șerpi, i-au omorât prin câte toate, dar niciunul din aia n-au mai intrat în Canaan. Ceea ce ne dă de bănuit că omul nenăscut din nou nu va intra în împărăție, nici aici nu va avea parte de ea, nici în împărăția viitoare, el nu va intra. Dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția. Dacă ești născut din nou, te prinde două lucruri însemnate. Prima dată, un mare dor să închei legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Pe mine m-a frământat asta așa de mult, până când am ajuns în 22 iulie 1956 să intru în haine albe în râul Arieș și Terecășoane a ridicat mâna asupra mea și m-a întrebat: crezi tu în Dumnezeu? Da! Crezi tu în Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Da! Crezi tu în Duhul Sfânt? Da! Câte vreme vrei tu să urmezi pe Domnul Iisus? Până la moarte! Pe baza mărturisirii tale, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și m-a plecat sub vălul apii. Slăvit să fie Domnul! Sunt atâția care spun că dacă s-o botezat când e mic, e destul. Dar numai la credeu dacă îi trimiți. Că majoritatea creștinătății de toate culorile rostesc credeul împreună în biserici și în căști, fiecare familie dimineața, seara rostesc credeul. Dar credeul spune, articolul 8, pare că din credeu spune: mărturisesc într-un botez spre iertarea păcatelor. Poți tu mărturisi când te-ai botezat ce vreme a fost. V-a spus că m-am botezat eu, era 22 iulie 56 și era așa de cald, o zi torită de vară. Dar când te-ai botezat tu,
care zici că ți-e destul botezul de mic. Ce zi era atunci? Ninge, ploua? Era vreme faină? Sau ce ai răspuns tu la întrebările botezătorului? Apoi un doctor, dar e credincios în felul lui, dar nu vrea să se boteze. El s-a botezat când a fost mic. Dar ce ai răspuns când te-a întrebat acolo? O pe mine ce să mă întrebe, că eu am fost mic? Pe atunci ce boteze el? O răspuns nașa pentru mine. Vai săracul de mine. În cer, va răspunde cineva pentru unul altul? Pentru tine? Va merge nașa acolo? În fața judecății să răspunde pentru tine, mă? Păi nici aici, mă, nu răspunde ea de tine. Numai un fals, mă, o blasfemie în numele lui Iisus, un botez la un copil care nu știe nimic, sau mers până acolo, cum am văzut la Laz, o boteza pe un mort. În sicriu, l-a umplut de apă, l-a botezat, că nu l-a botezat. Nu, mă, Doamne, și ăla-i botez. Sau câte din astea, dragul meu, mărturisesc într-un botez, eu știu și văd parcă acum, pe Kerekes, văd apa, văd ce m-a întrebat, ce-am răspuns, cum era totul. E un tablou viu din viața mea. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe. Dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra. Dacă nu te naști din nou, nu poți vedea. Dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți intra. Degeaba tu zici, păi eu îți botezam de Domnul, destul, că și vântul ăsta suplă printre creștini. Am fost chemat cu ani în urmă, în Detroit, și faze că m-a chemat atunci. Avea o stăruință de o lună de zile și nu prea au fost rezultate și s-au gândit să mă cheme. Domnul m-a însoțit de la intrare între ei. Când am intrat între ei, am văzut un tinerel acolo și l-am și prins de mână, tu vină cu mine. Astăzi îl cunosc, dar nu l-am cunoscut până acum, încoace. Nick Balmoș avea dar de prorocie și era tânăr. Și a spus, măi, tu crezi că Domnul pe tine te ascultă? Băiatul avea atunci poate că 15-16 ani. Da, eu cred. Dar ia pune mâna pe ăsta și roagă-te să coboare Duhul Sfânt peste el. Eu am stat lângă el. O pus mâna acolo și am strigat și eu împreună cu el, vino Duhule Sfinte! Odată el a vorbit în alte limbi. A mers la altul și la altul. Nick Balmoș, până astăzi, e un bun proroc. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ei, vedeți? Dar, dacă tu nu ai legământ cu Domnul prin botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt nu te va ajuta prea mult. Să știi ce s-a întâmplat. A pătruns între ei unul cu o învățătură că dacă ești botezat de Domnul destul, nu trebuie să te mai botezi în apă. Și la noi în adunare s-a predat într-o seară din către un frate, nu-i mai amintesc numele acei, că botezul în apă nu-i folositor. Vai de mine, mă, ce minune ai putut vorbi. Pă cum, mă? Pă uită-mă să citim la Apostolul Petru, în capitolul 3, să vezi ce zice acolo Apostolul ăsta. Slăvit să fie Domnul. Nu mă uitați-vă. Aici, la Apostolul Petru 1 cu 3, capitolul.
Să începem de la 20 sau de la 19. El care s-a dat, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia prin care au fost scăpate prin apă un mic număr, și anume 8. Icona aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Prin urmare, botezul nu are valoare dacă tu nu ești născut din nou, dacă cugetul tău nu-i curat, atunci botezul nu are valoare. Am văzut persoane care au venit și au cerut botezul, că unul vorbise cu o tânără, îi era dragă, vroia oricum să o cucerească. Și aia a zis, eu nu viu după tine, numai dacă te botez. Ia, nu-i mare lucru, când aveți botez? Și s-a prezentat la botez. Și-a venit și frații nu știu ce-i cu el, nu l-au întrebat multe. Nu întreba dacă crede, el a zis că crede, dar nu crede nimic. Și l-a botezat. Dar asta ca și cum ai boteza un mort. Cuvântul lui Dumnezeu spune, icoana asta a botezului vă mântuiește acum pe voi, dar ea nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat, a unui om născut din nou, slăvit să fie Domnul. Și atunci, e valabil, te mântuiește acum și de mânia viitoare când vine. Iarăși, icoana asta a botezului stă în față și tu nu vei fi judecat odată cu lumea, pentru că tu ai un legământ cu Hristos, mărit să fie Domnul. Legământul botezului în apă, dragii mei, nu se șterge. Odată ce l-ai făcut, el rămâne până în ziua judecății. Pare mi se cândva v-am mai spus odată de un frate Nicolae. Era proroc, era un evanghelist, cum nu era altul în jur. Dar la un moment dat, nevasta bolnavă mult timp, Satana a reușit să-l prindă, cum sunt oamenii, tânjesc după a fi mari. Și ce mare, a venit ei de la ocolul silbic și l-a făcut maestru de parchet ca să taie o pădure acolo în capul satului din jos. Sub pădure era o văduvă de război cu o fată. Acum iarna, în fric, prin zăpadă, el merea dimineața, de dimineață, la treaba lui acolo. Și acum era mare, el dădea magazin la oameni, el, cum era atunci. Și haine se dădea pe cartele și câte toate. S-a ținut mare omul. Femeia îl întâmpina mereu cu un ceai, cafeaua nu se bea pe atunci. Cu un ceai, cu o plăcintă caldă, cu nu știu ce, până când o plăcinti și pe el. Și-o căzut în cursa ei. După ce-o căzut în cursa ei, s-au auzit prin sat. Femeia a fost bucuroasă, nu mă rog.
rog, era vădruva de război, de ani de zile. Era bucuroasă, l-au mai povestit colo-colo și s-a auzit între frați. Dar el nu recunoștea. Odată era unul care aduna faguri de la albine, cum atunci nu se știe, ci ucidea stupul și apoi murea toate albinele, apoi lua fagurul și storcea mierea. Ei, fagurii ăia îi aduna unul. Striga la faguri prin sat. După cum era vorba acolo, voștine, zicea la faguri. Unul aude, mă, ce-i cunoscută vorba asta, să duce să-l întâlnește. Mă, fratele putare de pe la păinile zării, proroc, vine la fratele Miclea Ion. Frate, să adunăm frați să întrebăm pe Domnul cu privire la fratele Nicolae. Că uite prorocul ăla aici, îi adună pe toți, cu greu îl lămurește pe ăsta să fie la adunare, că era programa să meargă în altă parte. Bine, se roagă odată, frate, eu n-am avut nimic. Să mai rog odată, n-am avut nimic. Frață, să-mi ferbântă, plâng și strigă înaintea Domnului din a treia rugăciune. Când se scoală ăla, merge și pune mâna pe fratele Nicolae. Fraților, eu nu știu, dar am văzut pe omul ăsta îmbrăcat în negru. Și el era mai negru decât hainele. Și aici, pe inimă, era inima scoasă afară. Era mai neagră și decât el și decât hainele. Așa negru n-am văzut de când îs. Dar în jurul inimii era un fir de aur, așa de strălucitor, de raze, așa. Și m-am uimit și am întrebat pe Domnul, ce înseamnă asta? Și Domnul a zis, firul ăsta e semnul legământului care l-a făcut el cu mine când s-a botezat în apă. Ăsta nu-l rup până în ziua judecății. Atunci mă judec cu el pentru tot ce i-am dat și pentru tot ce-o făcut. Și atunci rup legământul. Atunci rup inelul ăsta. Și el va merge la locul lui. Deci băgați de seamă, toți câți ați încheiat un legământ cu Domnul, Domnul vă e împărat. Orice space, oriunde vă veți stăvăli, nu scăpați de Domnul. El e puternic, mărească-i să numele. Și el vă are în mână, ori veniți la adunare, ori nu mai veniți la adunare. Nu vă scapă din mână. Și în ziua judecății va fi foarte greu de cei care n-au ținut legământul încheiat cu Domnul. Mărească-se Domnul Iisus Hristos. Astfel, dar, Nicodine, întâi trebuie să te naști din nou ca să vezi împărăția. Apoi, trebuie să te naști din apă și din Duh ca să intri în ea. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vedeți? Trebuie să vă nașteți și din apă, și din Duh. Ce s-a întâmplat cu cei de la Detroit? A pătruns între ei ideea asta, botezul în apă nu are mare importanță. Nu-i necesar. Și bu. 16 tineri, așa ceva, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu mai vrea să boteze în apă. Că a primit învățătura asta falsă. Dragii mei, dacă este și aici cineva de care Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, să vă gândiți bine, nu întârziați, încheiați legământ cu Dumnezeu, că al mintrelea. Rămâneți pe din afară. Nici o întreprindere nu te plătește dacă n-ai contract semnat cu ea. Și împărăția lui Dumnezeu nu te bagă cu forța. Tu trebuie să ceri și tu trebuie să te botezi, să închei legământ cu Domnul prin botezul în apă.
Aduceți-vă aminte ceea ce zice și în Roman 6, citiți și vedeți. Noi suntem botezați în moartea Lui, intrând sub vălul apii, facem semnul că am murit împreună cu Hristos. Ieșind din apă, face semnul că am înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. De aceea, păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre și să fiți recunoscători. Glorie Domnului Iisus! Amin. Deci asta e, cum s-a zis aici de două, trei ori, adevărat, adevărat îți spun, asta nu te trece. De asta vei fi întrebat în viața ta. Ai grijă cum te porți. Este o minunăție. Botezul în apă trebuie făcut. Domnul Iisus Hristos s-a botezat El însăși, dar El n-avea păcat. De ce s-a botezat? A zis către Ioan, lasă Ioane ca așa să cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Sau în altă parte, tot ce este scris. Dar ce era scris? Era scris că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, ia pe Aron și pe fiii lui, dezbracă-i goi, spală-i cu apă, apoi îmbracă-i cu hainele preoției și sfințește-i și ei vor fi preoți ai mei. Deci, Domnul Iisus Hristos nu se trăgea din sămânția lui Levi, ci din sămânția lui Iuda, despre care nu s-a zis nimic cu privire la preoție. Dar ca să ocupe funcția de mare preot al lui Dumnezeu, în felul lui Melchisedec, fără spiță de neam, fără tată, fără mamă, ci așa, pe calea spirituală, El s-a botezat și în felul acesta a împlinit ce era scris către Moise și El a devenit marele preot a bisericii. Glorie Lui! Noi care ne botezăm în apă, bărbați și femei, toți devenim o împărăție și preoți pentru Domnul Dumnezeul nostru. Mărit să fie Domnul! Și am văzut că suntem preoți. Ne-a rugat și Domnul ne-a ascultat. Ne-a rugat pentru ploaie și a plouat. Ne-am rugat în mai multe rânduri să nu ploaie în timpul cât avem serviciu afară pe arene. Și a stat ploaia până am terminat serviciu. Prin urmare, funcția noastră de preot e recunoscută de Dumnezeu. Glorie Lui! Ne-am rugat pentru bărbat surd din naștere și a auzit înainte la 30.000 de oameni. Glorie Domnului Iisus! Ne-am rugat pentru copil care nu vedea, avea o dioptrie de așa era ochelari. Și i-am luat de la ochi, am pus mâinile pe el și am strigat către Dumnezeu și l-am pus să citească versete și la urmă din Biblie, din aia pentru buzunar, pentru femei, a citit un capitol întreg. I-am dat ochelare la mama sa și nu i-a mai pus niciodată la ochi. De ce? Pentru că noi ne-am botezat în moartea lui Iisus și am devenit preoți. Și noi avem însărcinarea și datoria să mijlocim pentru oameni. Glorie Domnului Iisus! Și El ne ascultă, El respectă contractul făcut între noi și El. El nu rupe, El nu rupe legământul, ci El îl ține. Numai noi oamenii să nu rupem legământul. Fie slăvit Domnul Iisus! Așa mult îmi place discuția dintre Nicodim și Domnul Iisus Hristos. Auziți numai, Nicodim a zis,
Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva, indiferent cine, din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Măriți să fie Domnul. Nu e o mirare, nu e ceva dacă vrei, dacă nu vrei. Asta trebuie să merg pe cale, mărit să fie Domnul. Atâtea lacrimi au vărsat alții și au postit ca să fie botezați în apă și Dumnezeu i-a primit. Atâtea lacrimi și atâta trudă alții să fie botezați cu Duhul Sfânt și Dumnezeu a ascultat și a botezat. Dar ce se mai întâmplă acum? Mulți sunt, așa cum să spun, descumpăniți. Măi, băiatul ăla l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, dar vai de el! Fata aia a botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt, dar vai de el! Apa oarecum majoritatea zic, nu o botezat. Sigur, nu o botezat. Femeia aia, vai, că a ajuns o râpă. Apa cum? Dragul meu, Duhul Sfânt are o lucrare fină. El nu-i obraznic. Diavolul insistă la inima omului, la gândurile omului, la mintea și simțămintele omului. El insistă, insistă, insistă. Și dacă omul nu-i atent, el îl cucerește. Duhul Sfânt nu face așa. Duhul Sfânt vine fin și îți șoptește în gând. Ferește-te de asta. Ferește-te de asta. Și dacă l-asculți, ei bine, de nu-l ascult, vei asculta pe celălalt care insistă, grozav, până când, cum am pățit eu odată, atâta insistență și atâta tulbureală în trup, încât m-a obosit, pur și simplu, mergând pe drum de n-am mai putut merge. Și auzeam cu o ureche, nu cu amândouă. Unde te duci? Nu poți sta acasă? Și fraza asta apoi mi-au repetat-o securiștii până am scăpat de ei, de-am venit în coace. Nu poți sta acasă? Nu așa, nu-ți poți vedea de treabă? Până când m-au pus jos și am adormit de oposală. Așa e spititorul, el e tare îndrâzneț. Dar nu trebuie să-l asculți. Tu trebuie să te duci pe drumul tău sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ce se întâmplă? Dacă vine un nor cu ploaie, cum a plouat azi, va ocăli o casă să nu ploaie pe ea? Nu va ocăli. Va ploua pe tot. Cum zice Biblia? Dumnezeu dă ploaie și peste ei buni și peste ei răi. Dacă intră în stăruință, asta este o vină a noastră până la urmă. Că stăruința ar trebui să intre numai oamenii care și-au curățit viața, numai oamenii născuți din nou, numai aia să intre în stăruință. Dar la noi ne pare bine, e fata cu tare, băiatul cu tare, sau e unul acum a venit la adunare, lasă-l să intre. Dar nu-i chiar așa. Dacă intră aici și se coboară har, el simte harul. Apoi eu am văzut astea, odată în Atlanta, făcând rugăciune de stăruință după Duhul Sfânt, a început Domnul și a botezat. A venit o fată cu un păr tare bogat. Vai de mine, n-am văzut așa ceva.
Dar mamă s-a obtuns-o mai scurt, acum părul atâta era. Să tot fi vrut, nu putea pune batic pe el, că era cât o căpiță capul ei. Și mirată când a văzut pe unul altul că vorbesc în limbă, a intrat și acum. O botezat-o Domnul imediat. Niște surori de prin Moldova, atât o mai cârtit. Aia nu-i Duhul Sfânt, ăla nu, aia nu, că nu a avut batic pe cap. Acum, ce să-i fac, mă, aia au venit și ei, era din familie credincioasă, dar avea o altă educație. Era dintre frații baptiști câteva venit acolo. Și alea stăteau mirate. Am făcut cu ăștia care i-au botezat Domnul în cer și pe baptiști am băgat la mijloc. Când s-a coborât Duhul Sfânt și a început toți a vorbi în alte limbi, două din surorile baptiste gândeai că s-au pierdut. Aci zâmbeau, aci plângeau de numai și strigau mai tare ca penticostale. Dar, din nefericire, pe ele nu le-au botezat Domnul. Dar ar fi vrut. Vezi? Păi dacă plouă, plouă și peste bun, plouă și peste rău. Duhul Sfânt, dacă inundă un grup de oameni, toți bine sunt prezența Duhului Sfânt. Și poate într-așa o conjunctură să vorbească și în alte limbi. Dar dacă nu-i conștient, dacă nu-i decis, cum zice cineva, tu să nu zici dacă ai în gând să mai păcătuiești, apoi să nu zici în Tatăl nostru și ne ferește de cel rău. Să nu zici așa. Că cel rău e în tine, ce să mai te ferească, dacă mai ai gând să păcătuiești? Pe mulți vin, îi botează Domnul și după o vreme, ei își văd de rosturile lor, își văd de păcatele lor, de poftele lor. Dar pe Domnul îi devină. Domnul dă fără ca să-i pară rău de darurile date. Numai că odată El te întreabă de ce ai primit și ce ai făcut cu ele. Slăvit să fie Domnul! De aceea, prea iubiții mei, nașterea din nou, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, sunt trei puncte principale a vieții de credință. Trebuie să le ai. Un om născut din nou nu cârtește. Un om născut din nou nu se ceartă. Un om născut din nou se ferește de mânie. Un om născut din nou nu înșală, un om născut din nou stăruiește zi și noapte în postul și în rugăciune. Un om născut din nou iubește pe vrășmași și se roagă pentru ei cu lacrimi și așa mai departe. Și dacă sunteți născut din nou, sunteți Biserica Dumnezeului Celui Viu. Dacă nu, sunteți aproape, dar nu sunteți în împărăție. Tu nu ești departe de împărăție. Facă Domnul Iisus Hristos de azi, toți câți mă ascultați, să intrăm în împărăție. Și împărăția să domnească în noi. Iisus în voi, nădejdea slavei. Glorie Domnului Iisus! Dragii mei, nu v-am prea auzit strigând amin și aleluia. De altfel am văzut că ăsta e obicei la dumneavoastră. O cântat fanfariștii ăștia și s-au trudit frățiorul ăsta, pe fapt, da, din mâini și ăștia au cântat cu râne. Nu dă nimeni mâini, ca la teatru. Măcar că e de la teatru cam speară, mai frunteră, mai facă de ceva. O cântat copilele astea aici, așa de frumos, s-au trudit fratele ăla. Dar mă, nimeni, mă, nu zice nimic, Doamne Dumnezeu. Oare de ce așa? E bine așa? Eu nu cred că e bine. Eu nu pot să tac. Eu dacă aud o cântare și văd că cineva a cântat, ritme și așa, eu trebuie să-L glorific pe Dumnezeu pentru omul ăla, pentru vocea aia, pentru mesajul ăla. Glorie Domnului! Eu nu pot să tac, măi. Păi dacă 100 de inși
când se termină cântarea, striga toți, glorie Domnului, slavă Domnului. Când cineva rostește un cuvânt potrivit, să strige amin, aleluia. Știi ce s-ar întâmpla? Toată adunarea asta lua o altă întorsătură. Dar dacă stați așa molatici, așa e bine stai. Și dacă străi 100 de ani, tot așa sta pe bănci, fără gură. Doamne, dezleagă-ne limba la oamenii ăștia. Fă să strige amin și aleluia. Glorie Domnului! Amin! 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 Aleluia! Aleluia! Ați strigat, mă! De cine vi-e frică? Ceaușescu a murit acum, ce aveți cu el? Doamne Iisuse, binecuvântă-ne! Iisus e viu! Amin! El trăiește! Amin. Și noi trebuie să-L glorificăm! Că glorificându-L pe El, vine la noi! Prorocul a menționat, El se coboară în mijlocul tare. L-ați lăudat, mă? Nu l-ați lăudat, mă? N-am auzit-o, n-am auzit-o, aleluia. Nu l-ați lăudat, mă? Dumnezeu va binecuvânta cu copiii ăștia, cântăreți, frumoși. Toți, mă, nimic. Hai, Doamne, iartă-ne! Nu stați bine! Acum vă vezi și mânia pe mine, da? Tot atâta doar eu plec, nu-și ca mult aici, să vă năcăș. În schimb, aș dori să vă aud că mai fiu o biserică vie, amin, care strigă amin, aleluia, și la rugăciun, mă! Uite, copilașii ăștia, la rugăciun, să-i vezi plângând, mă, să-i vezi că strângă la Dumnezeu. Da? Fete mai mari, de 13 ani, de 13 ani, nu se roagă. Când cântă adunarea, nu cântă. Nu văd dacă îl duc pe ea să cântă, atunci ea cântă. Dragii mei, hai să ne îndreptăm cu toții cu ochii către Hristos. Că dacă ne îndreptăm și ne-și îndreaptă privirile spre El, nu va roșii de rușine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Glorie Domnului! Acum, după așa o spadă iară, și de dimineață și de seară, mai dorește cineva să mă rog pentru El? Că nu pot să mă rog, fiindcă inima mea e liberă. Eu am zis ce am avut de zis, dar voi purtați desajele acum, slăviți să fie Domnul Iisus. Dar dacă doriți, dacă cineva dorește, cum zice și fratele Iosif, vrem să ne rugăm și să ajutăm pe frați și pe sfinți când sunt în nevoie. Glorie Domnului Iisus! Ceasul văd că a trecut și mulțumim Domnului! Amin. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare și dacă sunt suflete care doresc și cred că sunt, care doresc să li se facă ungerea cu un de lemn, rugăciune pentru diferite cauze, probleme de sănătate, rog să vin aici în față și fratele Hozan împreună cu mine vom veni în față și fratele Hozan va face rugăciunea aceasta. Iar biserica ne va însoți.